Deci n-au consumat mult. Bună dimineața, bună ziua sau bună seara. Depinde când te uiți la acest video. Eu sunt Omul cu Natura și astăzi, ca în fiecare an, v-am adus în natură la mișcare. Astăzi facem mișcare în natură, ne punem organismul la muncă și dăm jos caloriile. Dar ce facem? V-am arătat și anul trecut, v-am arătat și acum 2 ani, când ieșim în pădure la început de an, nu putem să ieșim fără să facem ceva util pentru natură. Ce facem astăzi? Culegem gunoaiele din natură. Dacă tot am ieșit la o mișcare, culegem gunoaiele din natură. Iar pentru am un mesaj pentru cei care tot spun că ies, tot spun că vin în natură, tot spun că vin la ecologizat și uită să mai vină. Știți ce aveți nevoie pentru a face o ecologizare în natură? Nimic mai simplu. O pereche de mănuși și un sac de gunoi. Atât e nevoie pentru a face o ecologizare în natură. Simplu și util. Dacă vrei și un bonus, poți lua un sandwich cu tine în caz de ți se face foame, poți lua o sticlă de apă în caz de ți se face sete, poți lua o sticlă de apă să te clătești pe mâini în caz de te murdărești și ia-ți cu tine voința. Voința și bucuria de a te plimba în natură, de a te plimba cât e pădurea de mare. Și vă sfătuiesc să nu veniți numai în pădure, vă sfătuiesc să veniți, să mergeți la munte, să mergeți pe malul lacurilor, să mergeți oriunde e natură și oriunde natura are nevoie de noi, de cei care curățăm natura de gunoaie. Așadar, haideți cu noi, haideți să vedem dacă mai găsim gunoaie și să vedem cât putem să strângem. Am venit pe aceeași parcelă de pădure pe care am fost și anul trecut. De ce? Să vedem dacă e vreo schimbare. Anul trecut am cules un sac în 20 de minute. Acum am luat același tip de sac, aceeași mărime și mergem pe aceeași parcelă să vedem dacă mai sunt gunoaie, dacă lumea a înțeles ceva. Bine, cine a văzut acest video sau cine știe că trebuie să curețe natura. Vedem dacă mentalitatea s-a schimbat, iar dacă nu s-a schimbat, asta e. Avem de cules gunoaie și ne pare rău pentru cei care nu au înțeles mesajul nostru, mesajul de a ocroti natura, știți voi, ca și ea să ne ocrotească în felul ei. Haideți la mișcare, haideți în natură, haideți să ecologizăm. Vizionare plăcută! Și cam așa începe povestea noastră de azi. Și știți cum am numit-o? Ecologizez natura, ediția 2024. Ce voi încerca să vă mai arăt în acest video? Niște cadre superbe printre copaci și în pădure. Să vedeți cât e de liniștită pădurea și cum arată pădurea când doarme iarna. Bine, acum nu e foarte, foarte frig, dar vreau să vă arăt cât e de frumoasă natura pentru cine înțelege imaginile. Așa că haideți la mișcare! Să știți că nu am avut timp să filmez prea mult, că am stat cu ochii după probleme, știți voi, gunoaiele. Chiar și cameramanul ce l-am avut a ajutat foarte mult. Celebrele peturi de băuturi. Facem, ieșim la pădure, într-adevăr ne-i sete, luăm o băutură, luăm ceva. Dar să știți că pentru cei care nu știu să strângă gunoaiele, acesta este un tutorial. Mănuși, sacul. Iar când ieși în natură, sticla este plină, e mai grea să o duci în natură. Când pleci din natură, e goală, deci e mai ușoară. Cred că ți-e mai ușor să o iei goală și să o duci la un tomberon decât să o lași aici. Iar dacă nu știi ce efecte are plasticul pentru natură, încerc să vă spun o mică povestioară. We'll be right back.
lângă faptul că plasticul în natură strică peisajul, el emană și substanțe chimice precum metale grele, plumb, mercur, cupru, cobalt și altele. Deci el are un impact devastator, aduce poluare vizuală și chimică afectând flora și fauna. Dezintegrarea îl transformă în microplastic, contaminând solul și apa. Animalele sălbatice sunt expuse la diferite probleme. Consumând bucăți de plastic, ele suferă blocări intestinale sau intoxicații, ducând la moartea lor. Așadar, este crucial să se implementeze măsuri eficiente de gestionare a deșeurilor și să se promoveze practici utile pentru a proteja pădurea, muntele, litoralul, adică natura, și de a conserva mediul înconjurător. Deci, mai pe scurt, cea mai practică metodă e să nu-l aruncăm în natură, plasticul, sau să-l strângem din natură și să-i atenționăm pe cei ce îi vedem că îl aruncă în natură. Știți cât ia plasticului să se dezintegreze în natură? Sute sau chiar mii de ani. O sticlă cu apă, măcar de arunca o apă din ea, că și așa e secetă. Dar ei au aruncat sticla cu tot cu apă. Stați că mai văd una. Suntem pe o cărare forestieră aici și se pare că pe cărările forestiere sau pe drumurile forestiere găsim mai multe gunoaie. Da, lumea face mișcare pe unde e mai ușor, dar se pare că lasă și gunoaie pe unde e mai ușor. Continuăm, vedem dacă mai găsim. Un alt lucru bun al ecologizării este că îți dă posibilitatea să admiri natura, pe lângă faptul că o protejezi. Ieșiți în natură, faceți mișcare și ieșiți la ecologizare. Hai să ocrotim natura și să-i oferim respect. Pentru că respectul pentru natură e și respectul pentru noi. Din cauza ei, noi trăim. Continuăm mișcarea! Eu zic că e ușor. Niște mănuși, un sac de gunoi, voință, puțin efort, și uite așa faci o faptă bună pentru mama natură. Cât de bine și de frumos ar fi ca tot să facem acest lucru. Acum dacă ieși în pădure, în natură, practic, și vezi copaci și au acest marcaj, practic acest marcaj este o ștampilă probabil pusă de pădurar sau de lucrătorii de la Ocolul Silvic. Sincer vă zic, eu nu știu exact ce reprezintă această ștampilă, dar eu bănuiesc că acest copac este marcat pentru tăiere. Și de ce zic asta? Pentru că locul unde este copacul e foarte des, sunt vreo 3 copaci pe o rază de 1,5 m, 3 copaci destul de groși, și bănuiesc că locul va trebui curățat. Că probabil acești 3 copaci, dacă cresc unul lângă altul, sigur se vor usca, pentru că nu vor primi lumină destulă, nu vor acumula destulă umezeală din pământ.
Asta e părerea mea. Acest copac, după cum se vede, nu știu dacă s-a văzut foarte bine în imagini, este și uscat. Văd că are două ștampile, una într-o parte și una într-o parte. Ei bine, să știți că totdeauna un copac marcat cu o ștampilă din aceasta, bănuiesc că este destinat tăierii, datorită faptului că ori este uscat, ori e prea des, prea deasă zona de copaci și nu reușesc să crească uniform. O să mai vedeți că sunt și copaci mai mici, la înălțimi mai mici, care se pot considera ca fiind copaci tineri, dar ei fiind foarte deși, la fel, nu vor reuși să acumuleze apă, nu vor reuși să acumuleze lumină, să frunzele să crească, frunzele practic răsar și cresc datorită luminii, și bănuiesc că ei nu vor crește, se vor usca. Din această cauză, pădurea trebuie curățată sau întinerită. Așadar, cred că am explicat bine. Sincer, nu știu, nu sunt specialist în silvicultură, dar asta e părerea mea, o luăm logic până la urmă. Și, domnul pădurar, dacă vă uitați la acest video și am greșit, să mă corectați, chiar lăsați un comentariu, sau chiar cine știe, cine se uită la acest video și știe, lăsați un comentariu jos și trageți-mă de urechi în caz de am greșit. Iar dacă nu am greșit, măcar anunțați-mă să știu și eu că nu am greșit. Continuăm ecologizarea și ne bucurăm de natură. Nu știu dacă mă pricep la sfaturi, dar cred că acest lucru ar trebui să-l știm atunci când ieșim într-o pădure și vedem lucruri de genul acesta. Se pare că de data aceasta am găsit mai puțin gunoi ca anul trecut. Asta e un semn bun, asta înseamnă că oamenii au înțeles ceva, dacă s-au uitat la videoul meu sau dacă au văzut alte videouri sau dacă știu din cunoștințele lor, să ocrotești natura este un lucru bun. Iar de data aceasta am găsit mai puțin gunoi, sacul nu l-am umplut și avem mai bine de jumătate de oră de când umblăm. Ajungem la un drum forestier mai mare, iar de acolo o să începem să coborâm, poate mai găsim și pe acolo resturi sau gunoaie și mergem înainte. Nu am umplut sacul și avem o oră de când tot mergem și mai mult ne-am bucurat de natură și de mișcarea pe care am făcut-o și să știți că, într-adevăr, poate și oamenii au înțeles că e bine să ocrotim natură, dar un mare merit pentru curățarea pădurii îl are și pădurarul zonei sau membrii ocolului silvic, care și ei au grijă de această parcelă sau această pădure. Știu că data trecută nu v-am zis unde am fost, acum vă zic, suntem pe pădurea ocolului silvic Fântânele, dacă nu mă înșel, iar cei de aici, într-adevăr, au grijă de această pădure prin angajații ocolului silvic, prin pădurar, e curățată și ne bucurăm să știm că pădurea e curată și mulțumim și celor care au ieșit la mișcare și nu au lăsat gunoaie, adică cei care au înțeles că pădurea trebuie ocrotită. Plecăm spre casă, pentru că se lasă seara, se întunecă, și nu am vrea să ne prindă noaptea într-un loc sălbatic, că până la urmă e un loc sălbatic aici. Nu știm ce animale mai sunt, poate ne mai zice pădurarul dacă luăm legătura cu el, dar e bine să fim în siguranță. Acum vedem cum cobor. Acesta este sacul. Nu l-am umplut.
Nu uita, ori de câte ori ieși în natură, fie că ești la plimbare, fie că ești în drumeție sau eu știu la mișcare sau poate chiar la ecologizare, nu uita să te echipezi corespunzător. Să-ți iei papuci, să-ți iei pantaloni, să-ți iei geacă, să-ți iei mănuși, să-ți iei orice echipament care te protejează pentru a ieși în natură. Iar dacă nu știi ce echipamente să-ți iei, accesează linkurile din descrierea acestui video. Ți-am lăsat acolo niște linkuri cu articole pentru ieșit la drumeție. Așa că intră pe linkurile de mai jos și vezi ce articole sunt pentru drumeție. Iar dacă ieși în natură, nu ezita să-ți achiziționezi aceste articole, depinde ce ai nevoie, pentru că niciodată în natură nu se știe ce te așteaptă. Natura e frumoasă, e primitoare, e fermecătoare. Ea ne oferă, dar ne și cere. Ce ne cere? Păi ne cere respect, responsabilitate și ocrotire. Așa că ieși la curăța natura, ieși la relaxare în natură și atenționează pe cei ce o distrug. Învață-i să fie responsabil. Și mereu nu uita, ocrotește natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știți voi, în felul ei. Atât a fost videoul pe astăzi. În speranța că v-a plăcut și ați văzut ceva util și ați învățat ceva util, eu vă aștept și la alte videouri. Dacă nu ești abonat al acestui canal despre natură, despre spiritualitate și tradiții, apasă butonul de subscribe sau de abonare, abonează-te să mai vezi videouri de ale noastre. Iar dacă vrei să fii informat ori de câte ori postăm, apasă și clopoțelul. Îți mulțumim că ai rămas până la final. Ne bucurăm că am putut să facem ceva util azi pentru natură. Vă sfătuim și pe voi să faceți la fel ori de câte ori ieșiți în natură. De data aceasta nu am umplut sacul, ceea ce ne bucură foarte mult, și am umblat o oră jumătate prin pădure și mergem să aruncăm gunoaiele la tomberonul de gunoi, selectându-le care sunt din plastic, care sunt din sticlă. Dacă ți-a plăcut, apasă butonul de like, lasă-ne un comentariu, ceartă-ne dacă am greșit cu ceva, sfătuiește-ne dacă vrei să mai învățăm ceva. Și te așteptăm la videoul următor. Nu uitați, ocrotiți natura ca și ea să ne ofere și să ne ocrotească, știți voi, în felul ei. La revedere!